Boicotarea alegerii președintelui de către Partidul Comuniștilor înseamnă, de fapt, boicotarea politicii antidemocratice promovată de Alianța Liberal-Democrată. Declarația a fost făcută de liderul PCRM la o conferință de presă. Problema transnistreană a fost prima temă abordată de către Vladimir Voronin. În opinia liderului comuniștilor, acțiunile actuale guvernării în acest sens sunt o profanare care ar putea genera un conflict. Referitor la integrarea europeană, singura realizare a Coaliției Liberal-Democrate este denumirea alianței. Nu a fost înregistrat niciun rezultat pozitiv în procesul de negocieri. Vladimir Voronin a vorbit și despre dezvoltarea socială-economică a țării. Așa și n-au fost elaborate niciun program anticriză. De fapt, programul general de bază. Nu a fost propus proiectul bugetului pentru anul viitor până acum. Deja, cu privire la bugetul de stat, a fost încălcată flagrant, deoarece proiectul bugetar trebuia să fie prezentat în Parlament până la 1 octombrie. Nimeni nu știe cum va asigura actuala guvernare achitarea pensiilor, salariilor, burselor, cât va investi în ocrotirea sănătății și cât în sistemul de învățământ și dacă vor investi. Potrivit președintelui PCRM, în aceste condiții, comuniștii nu pot vota candidatura înaintată de alianță la șefie statului și acest lucru nu poartă un caracter personal. Trebuie să fie clar pentru toată lumea. Boicotarea alegerilor președintelor țării de către PCRM reprezintă boicotarea politicii antipopulare, antidemocratice și anti-europene a acestei alianțe. Unde s-a mai văzut un politician care declară că el are un as în mânecă pentru comuniști? Această expresie este obișnuită pentru un șuler, nu pentru un politician. Vladimir Voronin a menționat că Partidul Comuniștilor nu și-a permis niciodată să modifice legislația în funcție de interesele personale. Asta chiar dacă după alegerile parlamentare din 5 aprilie, PCRM a obținut 60 de mandate. Nu ne ajungeam un singur vot. Nicio problemă. Haideți să schimbăm legea, Constituția. Fie așa cum ne trebuie nouă. Iertați-mă, dar astfel de scenarii nici nu ne-au trecut nouă prin cap, categoric. Comuniștii sunt îngrijorați de atacurile asupra presii, achitarea de către instanțele de judecată a persoanelor care agresează jurnaliștii și de comportamentul funcționarilor de la Consiliul Audiovizualului, președintele căruia și-a schimbat peste noapte viziunile. Это мерзко пакостная политика, направленная против всех средств массовой информации. Против всех. Сегодня они бьют по прокоммунистических. Будут досрочные выборы, мы победим. Либералы, готовьтесь, обнажайтесь заранее. При нас таких мерзавцев долго не существовали. Referitor la influența factorului extern privind alegerea președintelui țării, Vladimir Voronin a declarat: Moscova a spus că vaša problemă, și voi sami разберетесь дома с этими проблемами. Mai mult nimic. Partidul Comuniștilor este gata pentru dialog, a menționat Vladimir Voronin, însă formațiunea este gata și pentru anticipate. Nouă nu ne trebuie puterea ca atare, noi vrem să știm cum se va dezvolta Moldova, iar politica promovată de Alianța Liberal-Democrată privind întreruperea proiectelor sociale nu ne aranjează niciun caz, a conchis Vladimir Voronin. Lilia Gavriliu, Coleco, Sâh, Vitalie Drăgălin.